Frați și surori, vă zic bun venit la acest program care se face prin aceste transmisiuni, prin tehnica modernă. Ne bucurăm că putem și așa, măcar, ca să ne adresăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne unim cu toții în a asculta și a avea închinare către Dumnezeul nostru cel iubitor. Ne bucurăm că avem această ocazie frumoasă ca să se prezinte aceste programe, aceste servicii care se petrec aici în Casa de Rugăciuni de la Logănești. Cu această ocazie vreau ca să salut pe toți cei care ne privesc și ne ascultă, ori de unde sunteți, și Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să înțelegem mesajul care va fi transmis în aceste minute. Nu știu dacă este astăzi vreo predică prezentată unde să nu se amintească despre problema în cauză COVID-19. Nu știm cu ce se va termina această pandemie. De ce spunem pandemie? Pentru că toată lumea trece prin această problemă. Dar eu aș vrea ca să vorbesc astăzi nu doar de această pandemie, dar și de pandemia păcatului. Pandemia păcatului și pandemia COVID-19 sunt mondiale. Când vine momentul ca să fim opriți, ca șoferi pe traseu de către polițiști, când suntem opriți, ce se gândește șoferul în clipele acestea? O, dacă m-ar înțelege. O, dacă mi-ar asculta problema mea, de ce eu mă grăbesc? Că întârzi la spital, că îmi duc copiii la grădiniță, că cineva stă bolnav la pat și trebuie să-l vizitez, că întârzi la serviciu divin. Multe, multe noi putem spune și am vrea ca polițistul să ne înțeleagă, să ne compătimească. Și până la urmă am vrea ca să fim iertați. Însă nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Întotdeauna când omul greșește, are nevoie ca să fie compătimit, are nevoie ca să fie înțeles, are nevoie ca să fie mângâiat, să fie încurajat, să fie ajutat. Trăim în aceste timpuri când toată lumea este disciplinată. Suntem invitați ca să stăm acasă, să purtăm mănuși, mască, să putem să ne dezinfectăm. În case, când intrăm, dacă pornim televizorul, acolo vom auzi doar vești despre COVID-19. Dacă ieșim undeva pentru câteva clipe după produse ori la farmacie, ne întâlnim cu câțiva oameni care mai sunt încă pe străzile, pe drumurile din sate, orașe, și când privești la ei și ei privesc la noi, imediat se citește COVID-19. Dacă întreprinderile nu activează, dacă economia este pusă la pământ, toți se gândesc, ce va fi? Ce va fi după aceasta? Cum vom fi, cum vom ieși din aceasta? Și iată, în ce privește pandemia aceasta, noi avem restricții, avem reguli după care să ne conducem și să vedeți că când auzim știrile, foarte mulți se îmbolnăvesc, dar nu toți.
Mulți sunt care sunt vindecați din această boală, din această pandemie. Însă pandemia păcatului, nu cred că este cineva care nu este infectat de această boală a păcatului. Și iată, și pentru COVID-19 și pentru păcat sunt remedii. Cum putem să ieșim, cum să putem birui. Și aș vrea mai mult să mă opresc la această problemă a păcatului. Deci, vreau să citim împreună, dacă binevoiți să deschideți și dumneavoastră Bibliile, și împreună să citim Iosua, capitolul 20. Aici, în capitolul acesta, în primele texte, găsim un remediu pe care Dumnezeu îl aduce pentru poporul său atunci când cineva greșește, atunci când cineva păcătuiește. Și vreau să dau citire acestor texte. Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: hotărâți-vă cum v-am poruncit prin Moise cetăți de scăpare, unde să poată fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să aibă de gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății acesteia. Ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot, care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui și în cetatea de unde fugise. Este ceea ce Dumnezeu a orânduit pentru cei care se greșeau în poporul său. Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. În toate circumstanțele, în toate situațiile, El găsea cum să salveze pe păcătos, pe popor, ca să-l păstreze pentru el. Și iată, în aceste versete găsim, deci, cum Dumnezeu s-a îngrijit ca să salveze pe cineva care a greșit. Dumnezeu le spune: hotărâți-vă cetăți de scăpare. Pentru ei era o rânduială foarte importantă, pentru că ținea de salvarea unei vieți. Deci, ce trebuiau să aibă ei în vedere? Să se salveze ucigașul care a comis omor fără voie. Deci, scopul era acesta, să se salveze. Apoi, trebuia cât mai grabnic să părăsească familia, casa părintească și să fugă în aceste cetăți ca să-și salveze viața. Dar nu trebuia să fie neglijent. Trebuia să facă cât mai operativ lucrul acesta. Trebuia să fugă cât mai repede în cetățile de scăpare, ca să nu-l ajungă vrăjmașul care dorea sau care merita, de fapt, după cum înțelegeau ei, ca să fie omorât. Fugea cu cea mai mare viteză posibilă pe atunci. Ori era pe jos, ori era în carele pe care le aveau atunci. Oboseala era uitată totală. Piedicile nu mai existau. Totul era bine pregătit, bine aranjat. Să vedeți mai departe ce se întâmplă. Drumurile
prin pe care trebuia să meargă, să fugă acest care era urmărit, trebuiau să fie bine păstrate, trebuiau să fie într-o ordine ideală, netezi, da, pe care acest vinovat trebuia să meargă. În afară de aceasta, pe drumuri erau puse semne de direcție pe unde trebuia să meargă acest ucigaș. Ca să dovedească să ajungă la timp în cetatea de scăpare sau în adăpostul pe care îl alăgea, care era cât mai aproape de el. Vinovatul, când ajungea acolo, era cercetat de autoritățile locului aceluia și numai după ce era găsit nevinovat, urma să fie adăpostit în cetatea de scăpare. Apoi, ucigașul rămânea acolo în cetate până când marele preot, care era în slujbă atunci, în timpul acela, deci murea. Și în momentul când murea marele preot, acestui vinovat i se dădea libertatea. Ce istorie minunată din viața poporului lui Dumnezeu și cum el s-a îngrijit atunci, așa se îngrijește și astăzi de poporul său. Și dacă noi astăzi ne aflăm în această problemă grea și deseori ne gândim, Doamne, cât va dura? Doamne, când se va termina? Doamne, când vom mai avea posibilitatea ca să ne întâlnim în casele de rugăciune, să ne închinăm ție, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, să putem să avem comuniunea? Și acum parcă se simte că cu totul va fi altfel când vor veni aceste timpuri. Ne rugăm tot timpul pentru ca să fim uniți, pentru ca să ne simțim suflarea unul altuia. Și ne gândeam cum Dumnezeu va face lucrul acesta. Posibil că momentele acestea sunt pentru ca să ne oprim, să ne gândim la viața pe care noi o ducem și să vedem ce avem de făcut mai bine pentru ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre noi. Și Dumnezeu pregătește și pentru noi remediul necesar pentru ca să fim mai aproape de El, pentru ca să putem să ne închinăm în fiecare clipă din viața noastră și să-i aducem adorare doar Lui. Și atât ce spune spiritul profetic în Patriarhi și Profeți în legătură cu acest eveniment despre care noi am discutat. Cetățile de scăpare rânduite pentru poporul său din vechime erau o preînchipuire a refugiului rânduit în Domnul Iisus Hristos. Același mântuitor, îndurător, care a creat cetățile acestea de scăpare, a creat prin vărsarea propriul său sânge un adăpost sigur pentru călcătorul legei lui Dumnezeu, în care să afle scăpare de moartea a doua. Nici o putere nu este în stare să smulgă din mâinile sale suflete care caută la el iertare. Și uitați-vă ce se întâmplă. Într-un timp foarte scurt, o lună, două, toată lumea este disciplinată. Toți ascultă, stau în case, se protejează, pentru că este problema aceasta a îmbolnăvirii. Cât de repede lumea întreagă ascultă de aceste lucruri. Și mă întreb, oare de ce atâta timp de când a apărut păcatul în lume? De ce oare oamenii nu sunt atât de receptivi la pandemia păcatului? Pentru că este mult mai distrugătoare decât această pandemie. Păcatul ne poate despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. Și asta este foarte dureros. Apostolul Pavel în Romani capitolul 8, 1, textul și versetul 34 și Evrei 6 cu 18 ne spune așa.
Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, pentru ca să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Este un lucru care ne încurajează. Este ceva care ne dă speranță. Iisus a murit pentru noi. Asta este un remediu, pentru că numai prin moartea sa, prin jertfa sa, orice om care se greșește poate ca să primească iertare și să fie în adăpostul lui. Apoi, El a înviat, spune Scriptura. Astăzi și ieri, lumea creștină anunță salutul frumos, Hristos a înviat. Este un lucru plăcut. Parcă este un lucru, ceva, care este și biblic. Da, Hristos a înviat. Slavă Domnului! Problema e că unii vor spune lucrul acesta timp de 40 de zile. Și încetul cu încetul se va uita despre lucrul acesta până la anul următor, când iarăși va veni această sărbătoare. Dar un creștin adevărat trebuie să creadă în fiecare clipă a vieții lui. Hristos este viu, Hristos trăiește, Hristos, mai mult ca atât, mijlocește în continuare pentru ca să ne scape din pandemia păcatului. Și acum vin la ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi astăzi, pentru creștinii de astăzi. Dumnezeu a pregătit remediul acesta sau cetatea de scăpare pentru noi. Și iată, în Patriarhi și Profeți, pagina 531, avem așa un citat. Păcătosul este în primejde de moarte veșnică atâta timp cât nu caută adăpost la Domnul Hristos. Dacă tu nu alergi, dacă tu nu fugi spre Hristos, dacă nu dorești ca să fii sub aripile Lui, tu poți să fii într-o primejde de moarte și moarte veșnică. Și după cum șovăiala și nepăsarea puteau să lipsească pe fugar de unica șansă de a supraviețui, că dacă el mă neglija, că dacă el spunea, da, să mi-au rămas bun de la familie, da, să mai stăm la masă cumva cu toți împreună ultima dată, da, să mai văd împrejurul casei ce mai este, cum mai este, și apoi mă pornesc eu. Dacă făcea lucrul acesta, vrăjmașul îl găsea și avea dreptul ca să-l omoare. Deci, dacă neglijența, lipsa aceasta de, sau nepăsarea, da, este practicată în viețile noastre și era practicată în viața celui care era ucigaș, atunci putea să fie în primejdie de a supraviețui. Tot astfel, amânarea și indiferența se pot dovedi a fi ruina sufletului nostru. Amânarea și indiferența pot deveni ruina sufletului nostru. Și deseori priveam în bisericile noastre, câteodată se simțea așa o indiferență, se simțea așa o nepăsare. Și mă gândeam deseori, mergeam acasă și mă gândeam, Doamne, cum vei putea Tu ca să trezești biserica? Cum vei putea Tu ca să pornești cumva la viață biserica care parcă pare că moare? Și iată, Dumnezeu a permis să se întâmple ceva. Și să vedeți că acum sună de peste tot, unii, alții. Frate, unde să găsesc cartea cu tare? Frate, dar cum să găsesc citatul cu tare? Dar toți caută tragedia veacurilor. Este ceva care este de dorit ca să fie citit, pentru că toți au timp, toți pot ca să facă lucrurile acestea. Este o trezire. Dumnezeu are metode cum să trezească poporul său, cum să trezească și lumea pentru ca să-l caute.
Păcatul care și-a pus amprenta pe fiecare dintre noi, atât prin practicarea unei vieți păcătoase, cât și prin moștenire, a făcut să interpună între noi și Dumnezeu o prăpastie peste care nu există niciun mijloc de comunicare. Dar din dragoste pentru neamul omenesc, pentru neamul pierdut, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să umple acest gol cu propria sa viață. Și făcând lucrul acesta, prin meritele lui, păcătosul poate să aibă acces la Domnul Iisus Hristos. Poate să fugă în adăpost, în cetatea de scăpare. Și să vedeți că nu păcătosul face primul pas pentru împăcarea cu Dumnezeu, ci însăși Dumnezeu face lucrul acesta, pentru că El ne iubește, pentru că orice efort pe care îl face El pentru noi are rezultate frumoase. Și în 1 Ioan, capitolul 4, textul 10, cuvântul Domnului spune: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iată ce face dragostea lui Dumnezeu. El știe că noi suntem în pandemia păcatului. El știe că noi undeva suntem rătăciți și vrea să ne adune înapoi în staulul Său. El știe că vrea ca noi să fim salvați și ne vrea pe fiecare dintre noi să fim în staulul Său. Și El ne invită ca să venim în cetatea de scăpare. Deci asta este dragostea Lui, care o arată zilnic față de oricare păcătos. Și mai am un citat aici din Calea către Hristos, din capitolul 1. Dumnezeu este iubire. Și aceasta este scris pe fiecare bob de floare ce stă să se deschidă, pe fiecare fir de iarbă care răsare. Păsărelele încântătoare, făcând să răsune aerul cu trilurile lor înveselitoare, florile atât de delicat colorate în desfășurarea lor, înmuresmând aerul, copacii înalți ai pădurii, cu bogatul lor frunziș de un verde viu, toate mărturisesc despre grija parentească și duioasă a Dumnezeului nostru și despre dorința sa de a-i face pe copiii lui fericiți. Pentru aceasta Dumnezeu s-a gândit ca să ne creeze posibilitatea ca să alergăm în cetatea de scăpare, în adăpostul Său ceresc. Al doilea pas care este făcut când Dumnezeu vrea să ne aibă sub ocrotirea Sa, este afirmat și rostit prin profetul Ezechiel, capitolul 18, textul 23. Și Dumnezeu spune: doresc eu moartea păcătosului? Pentru că mulți întreabă: oare de ce Dumnezeu permite ca să se întâmple să moară atâta lume în această pandemie? Unde este Dumnezeu? Iată ce spune textul: nu doresc eu mai degrabă să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Care este dorința lui Dumnezeu? Ca omul să trăiască. Dar este altă putere care nu are această dorință și ne desparte și ne duce departe și departe de Dumnezeu. Iar Dumnezeu vrea să ne adune, să ne apropie mai aproape și mai aproape de El. Și iată, aici este lupta care se duce. Domnul să fie cu noi, Domnul să ne dea pocăința deplină, Domnul să ne ajute ca să putem părăsi păcatele și să ne întoarcem la El. El să ne ajute ca să ne
putem îndrepta și nu doar îndrepta, dar alerga, să alergăm cu putere spre cetatea de scăpare. Cetatea de scăpare este Iisus, care s-a jertfit din iubire pentru neamul omenesc, pentru noi toții. Și vreau să spun spre încheiere, călătoria de mii de kilometri se începe cu un singur pas făcut cât de mic. Nu-i numai decât să faci mari lucruri, poți face și mici, cât de mici, dar cu multă dragoste. Așa cum face Dumnezeu pentru noi. Psalmul capitolul 17, textul de la 5 și mai departe până la 7. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale. Să nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine. Ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată. Tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de protivnicii lor prin dreapta ta. Dumnezeu ce face? Scapă pe cei care, ce fac? Caută pe cei care caută adăpost. Stimații mei, prieteni, frați și surori, adăpostul este doar la Iisus Hristos. Și în 37 psalmul mai avem două texte care aș vrea să le amintesc cu această ocazie, 37, textele 4 și 5. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Avem mare dorință ca să se oprească aceste probleme prin care trecem noi, ca să se termine odată acest carantin și să continuăm să fim în carantinul spiritual, ca să ne pregătim minuțios pentru venirea Domnului Iisus Hristos, dar să fim liberi, să fim liberi să ne închinăm, să fim liberi să ne adunăm, să fim liberi să dăm slavă lui Dumnezeu. Am găsit o poezioară și aș vrea ca să o citesc împreună cu dumneavoastră, care ne aduce dorințele înapoi ca să venim iarăși să fim în Biserica lui Hristos. Îmi vreau Biserica înapoi. Iisus, prezent în ea să fie și fără prefăcătorie, chiar dacă suntem trei sau doi. Îmi vreau Biserica înapoi, dar nu să fie catedrală, cu locuri multe, însă goală, să simtă cu cei în nevoi. Îmi vreau Biserica înapoi, dar nu cu zid din cărămidă, cu grâu fără pălămidă, neghină, pleavă sau gunoi. Îmi vreau Biserica înapoi, nu cu povești de la amvoane, nici somnoroși pe la balcoane, ci toți puternici și vioi. Îmi vreau Biserica înapoi, cu melodiile curate, nu partituri împrumutate de la cei de lângă noi. Îmi vreau Biserica înapoi, nu ca pe o vie părăsită sau casă pe nisip clădită, ci numai credincioși
de soi. Îmi vreau biserica înapoi, nu galerii de îmbrăcăminte, ci sfinte și albe veșminte cu ucenici de vremuri noi. Îmi vreau biserica înapoi, atât e tot ce am pe lume. Fiți vrednici să purtăm un nume, pentru Hristos să fim eroi. Amin. Vreau cu aceste ocazii să vă invit ca să ne rugăm împreună. Iubite Tată din ceruri, Dumnezeul nostru veșnic, totputernic, Salvatorul nostru și adăpostul nostru, în aceste clipe deosebite venim ca să-ți mulțumim că Tu în mod minunat ne-ai călăuzit, în mod minunat ne-ai ocrotit și noi astăzi suntem printre cei vii care încă putem să-ți dăm slavă numelui Tău. Tată din ceruri, te rugăm, vină în viața noastră și condu-ne în continuare pe drumul corect care ne duce spre adăpost, spre cetatea care ne poate salva, care ne poate apăra de atacurile celui rău. Condu-ne spre Domnul nostru Iisus Hristos, care vrea să ne salveze și nu doar atât, dar vrea să ne aibă pentru totdeauna în împărăția Sa. Binecuvântă-ne, Doamne, ca să putem să-ți slujim, să putem să ne închinăm, să putem să-ți dăm slavă acolo unde ne aflăm, fiecare, să fim cu inima și cu gândul îndreptat spre Tine și ajută ca dorința aceasta, ca să fim iarăși în biserica Ta, să se aducă la îndeplinire prin puterea Ta și prin intervenția Ta minunată. Vindecă-ne de pandemia păcatului și ajută ca să fim drepți, curați înaintea Ta, iar Tu când vei veni, să ne poți chema la Tine. Vrem ca să fim o veșnicie cu Tine, noi, copiii noștri, nepoții, rudele noastre, vecinii, prietenii noștri și toți acei care doresc ca să fie salvați. Binecuvântă poporul Tău de pretutindeni și fii adăpostul nostru oricând și oriunde, în numele Domnului Iisus, te rugăm, ascultă-ne și răspunde-ne la dorințele noastre după voia Ta. Amin.